vorba de încheierea unor contracte cu instituțiile de învățământ, atribuirea asta de contracte se face pe bază de ofertă. Eu lucrez doar cu instituțiile care asigură contractul și achită evaluarea psihologică a angajaților. Deci nu lucrez în mod direct cu angajații, ci cu angajatorul. Și evaluarea psihologică e nevoie să fie asigurată. Eu, ca și prestator de servicii psihologice, am nevoie să mă încadrez astfel încât să nu depășim un an de la ultima evaluare psihologică a profesorilor. Adică 1 septembrie, acum? Nu neapărat la 1 septembrie. În general, se face pe parcursul lunii septembrie, pentru că nu pentru toată lumea expiră exact la 1 septembrie, pentru că asta ar fi însemnat că evaluarea anul trecut să fi fost făcută, știu eu, pe parcursul verii, luna august sau mai devreme. Și atunci, pentru că profesorii au fost evaluați în anul trecut, de regulă, pe parcursul lunii septembrie, până la sfârșitul lunii septembrie încercăm să ne încadrăm astfel încât fișa lor de aptitudine să fie încheiată în timp util și ei să poată să... La nivelul municipiului Roman și pentru zonă, câți psihologi au asemenea atribuții? N-aș putea să vă spun numărul exact al psihologilor. Sunt colegi despre care știu că au această competență validată de Colegiul Psihologilor, dar sunt cu siguranță și alți colegi despre care nu am știință că... Pentru că atribuirea, noi ofertăm în instituții sau începe și pentru instituțiile de învățământ să facă atribuire, încheiere de contracte.